Universitatea din Alba Iulia are 5 facultăți: istorie și filologie, științe economice, științe exacte și inginerești, științe sociale și teologie ortodoxă, iar la universitate învață peste 5.000 de studenți și masteranți. În 28 februarie a început procesul de naștere a acestei universități, în ziua în care a fost tras pe roată Horia și Cloșca, care a fost tras pe roată. Ea a continuat munca cu sprijinul unor oameni de suflet pentru Alba Iulia, atât de la nivel local, cât și de la nivelul național, și s-a finalizat în data de 9 iulie prin hotărârea de guvern. S-a finalizat formal, pentru că, în realitate, fostul ministru al învățământului, care a fost un adversar feroce al acestei, am spus și în film acest lucru, a căutat să anuleze examenul de admitere din toamnă, după ce, făcându-ne irresponsabil, că n-am putea ține un examen de admitere. Lucrurile au decurs bine și datorită rectorului și datorită sprijinului local, și universitatea a ținut singur examen de admitere în această toamnă și a putut să înceapă cursurile în toamna lui 1991. Astăzi împlinesc 25 de ani. Manifestarea de înaltă ținută se adresează studenților, cadrelor didactice, comunității academice din județul Alba, contribuind la promovarea la nivel regional, național și european a imaginii și a potențialului științific și academic a județului Alba. Facultatea 1 decembrie 1918 a fost înființată pe baza unor ilegalități, însă în acest moment reprezentanții și fondatorii care au luat parte la înființarea ei sunt foarte mândri de ce au realizat. Unii ziceau că da, alții ziceau că ba, atunci că ce ne trebuie universitate în Alba Iulia. Am fost făcut și nebun că umblă universități prin cap, pentru că, să știți, a fost un moment foarte greu, cu 3 săptămâni înainte de a scoate hotărârea guvern, când ministrul ne-a pus tot materialul în brațe și ne-a trimis cu el acasă. Deci, efectiv, a fost respins proiectul de ministru. Și cu ajutorul unor oameni, a profesorului universitar Vlășceanu, care era numit ambasador la UNESCO la Paris, care ne-a semnat retroactiv, acum pot să spun, pentru că a fost un lucru ilegal acesta, am reușit să-l ocolim pe ministru, să-l driblăm, practic, pe ministru, și să ajungem în plenul guvernului să facem hotărârea de guvern. Alături de întreg colectivul universității, membrii comitetului de înființare, rectorii universității și reprezentanții lor, au participat personalități care au contribuit la dezvoltarea instituțională în primii ani de activitate.